Proverbe 24, versetul 24 și versetul 25. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Amin. Eu obișnuiesc să spun și cred că dumneavoastră puteți confirma că dacă încă ne mai putem bucura de pace și liniște în țară și dacă încă mai beneficiem de sănătate și avem hrană, este pentru ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Așa zicea Apostolul Pavel, că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toate fața pământului, le-a așezat vremuri, a pus hotare locuințelor ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Asta e datoria noastră. De aia crește răsadurile pe care le punem în grădină. De aceea mai ploaie peste grâul care semănăm, pentru că Dumnezeu ne mai îngăduie timp să-L căutăm. Ferice de cei care îl caută atât timp cât se mai poate găsi. Am citit aceste două versete care ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. Este o problemă a omenirii dintotdeauna, nu ne caracterizează doar pe noi. Nu știm să deosebim binele de rău. Zicea Domnul în Isaia, în capitolul 5, versetul 20. Vai! E un vai din gura lui Dumnezeu. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și de cei ce se cred pricepuți. Dar cum se poate ca binelui să-i spui rău și răului să-i spui bine? Zicea Domnul despre cetatea Ninive, profetul Iona, la sfârșitul cărții, când îl mustră Dumnezeu pe Iona și spune: mie să nu-mi fie milă de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Voi credeți că acolo, în capitala Imperiului Asirian, cea mai puternică cetate din vremea lui Iona, era atâta incultură încât oamenii nu știau care e stânga și care e dreapta? Da, de unde? Nivenii erau oameni foarte deștepți. Ei conduceau lumea din vremea de atunci. Se spune că ceasul, împărțirea zilei în 12 ceasuri, cu minute și secunde, ne vine de la ei, de la niveni. Nu era vorba de faptul că nu știau să deosebească stânga și dreapta, ci este o metaforă a lui Dumnezeu ca să zugrăvească faptul că acolo erau 120.000 de oameni care numeau binele rău și răul bine. Un astfel de om este coborât în ochii lui Dumnezeu la nivelul unui animal care nu știe ce-i stânga și ce-i dreapta. Și poți să ai studii, să ai licențe, să ai doctorate și poți să ai informații și totuși să nu faci deosebire între bine și rău. Și acum, întorcându-ne la Proverbe, versetele de la care am pornit: pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Și Dumnezeu îl urăște pe astfel de om, citim în Isaia, am citit din Isaia. Dar celor ce judecă drept, le merge bine. Și de la Dumnezeu vine o mare binecuvântare peste ei. Și ce mare lucru este să fii binecuvântat de Dumnezeu. Am studiul acesta, l-am conceput pentru tineri. Dar problema este că la tinerețe nu dai seama cât de mult valorează binecuvântarea lui Dumnezeu. Să știi că n-alergi în viață degeaba. Să-L ai întotdeauna pe Dumnezeu cu tine. Zice Iacov la un moment dat, când se întoarce înapoi din Padam Aram de la unchiul său de la Laban, zice: dacă nu l-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar pentru că l-am cu mine pe Dumnezeu, Dumnezeu n-a îngăduit, zicea Domnul la un moment dat lui Laban, Iacov lui Laban, Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Să nu-L îngăduie Dumnezeu să fii păgubit în lume. Existați oameni și între credincioși care intră în rate, se bagă în bănci, se pun giranți pentru alții și ajung la un moment dat în datorii și încărunțesc timpuriu și își pierd liniștea și somnul. Să te păzească Dumnezeu de asta, să fii binecuvântat.
Să-L ai pe Dumnezeu cu tine și să te protejeze, chiar dacă treci prin valea umbrei morții. Mi-am amintit în urmă cu câteva săptămâni, am avut o noapte de insomnie și mi-am amintit de un moment din viața mea după căsătorie, când am avut un accident și am început să mă întreb, dar de ce a îngăduit Dumnezeu toate astea? Și mi-am amintit mersul lucrurilor și mi-am dat seama în final că Dumnezeu a conceput cel mai bine, cel mai bun plan pentru a mă scoate dintr-o situație anumită pe care eu nu știam în momentele acelea. Și dacă mie mi-ar fi fost date toate informațiile pe care nu le știam, nu aș fi găsit o cale mai bună să ies decât pe acolo. Și mi-am dat seama ce zicea Iacov, l-am avut cu mine pe Dumnezeu. Asta zicea apostolul Pavel în Efeseni, când zice el, își începe prima epistolă, Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și apoi continuă binecuvântările pe care le-am căpătat noi prin Domnul Iisus Hristos. Că am fost înfiați, a fost conceput un plan în care am fost cuprins și noi, ni s-a iertat păcatele, am fost făcuți moștenitori, versetul 11, ca să slujim de laudă slavei sale. Apoi ni s-a dat o arvună a moștenirii, e vorba de Duhul Sfânt. Și acum capitolul 2, versetul 11 și 12. De aceea voi care altădată erați neamuri, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup, de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea, înainte de a fi mântuiți, erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, odată ce ne-am întors la Dumnezeu, am dobândit, am intrat în posesia acestor lucruri, îl avem pe Hristos, mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, prin care, prin a cărui mijlocire, noi avem pace cu Dumnezeu. Ce har este să trăiești pe pământul acesta și să știi că între tine și Creator este pace. Poate să fie război pe pământ. Poate să, zice Biblia, că neamul se ridică unul împotriva altora, se tulbură neamurile, se clatină împărățiile. Dar tu cu Creatorul ești în pace. Ce har! Apoi zice aici că am intrat în dreptul de întâi născuți. Așa zice în Evrei, în capitolul 12, că noi suntem biserica celor întâi născuți. Suntem întâi născuți al lui Dumnezeu. Știți că din punct de vedere fizic, într-o familie există un singur întâi născut. Dumnezeu este singurul care poate să aibă o mulțime de întâi născuți. Oricine intră în rândul bisericii este considerat în ochii lui Dumnezeu întâi născut al lui Dumnezeu. Iisus Hristos este întâi născut dintre cei morți, dar oricine intră în biserică face parte din biserica celor întâi născuți, adică cu dreptul la binecuvântare și la moștenire. Mai departe, zice aici, fără drept de cetățenie în Israel, dreptul de binecuvântare, drept de întâi născut, străin de legămintele făgăduinței, am intrat în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, zice Petru. Adică Dumnezeu și-a trecut în părăția viitoare pe numele nostru. Suntem în posesia unor binecuvântări extraordinare și îl avem pe Dumnezeu cu noi. Ce har e să fim binecuvântați. Dar în seara aceasta am venit să vă spun că una dintre condițiile binecuvântării lui Dumnezeu pentru a dobândi această mare binecuvântare în părăția viitoare depinde de modul în care judecăm. În modul în care gândim și raționăm, de aceea spune aici textul, celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Ei credeți că rațiunea și judecata este ceva ce vine de la sine? Toată Scriptura sublinează faptul că noi suntem chemați să învățăm să judecăm drept. Și o să vedem care sunt factorii care determină, și ăsta este scopul mesajului meu din seara aceasta, care sunt factorii care determină judecățile mele, modul în care gândesc și raționez, care mă face să gândesc și să spun asta e bine, asta e rău. Au fost societăți în care crima, de exemplu, a fost considerată un lucru bun. Mi-aduc aminte că în India,
până în secolul trecut, se obișnuia că atunci când moare bărbatul, soția văduvă să fie îngropată de vie împreună cu bărbatul ei. Așa considerau că este bine să se facă, pentru ca bărbatul să nu fie lipsit de nevastă pe lumea cealaltă. Oamenii au fost conduși de tot felul de nebunii pe care le-au dictat rațiunea lor, foarte cultivată de multe ori, și societatea de noastră de astăzi. Uitați-vă, în Europa se practică tot mai mult lipsa pedepsei fizice pentru copii. Copiii nu au voie să sufere din punct de vedere fizic. Consideră că violența copiilor este datorată violenței părinților față de copii. Adevărat că sunt părinți care își violentează copiii, adică se comportă într-un mod violent cu copiii. Care, vorba lui Solomon, zice, pedepsește-ți fiul, dar nu dori să-l omori. Este oameni care își varsă nervii pe copii. Și biserica acuză un astfel de mijloc de disciplinare. Dar de aici și până a spune că pedeapsa și nuiaua aplicată corect unui copil este vinovată de violență, în timp ce miile sau milioanele de imagini violente pe care le văd în fiecare zi la televizor și în desene copii, ci că nu le afectează psihicul și se lasă mai departe. Dar nuiaua condusă de dragostea părintească, ci că le face rău copiilor. Povestea un frate care venea din Suedia sau Norvegia, că un copil la un moment dat a dat foc școlii din care provenea și nu era voie să fie pedepsit. Și când a fost întrebat de ce a dat foc școlii, zice, ca să facem alta nouă. Și copilul, cei care l-au ascultat, au zis, da, a avut o idee bună. A avut un spirit să inoveze, să schimbe lucrurile. Copiii trebuie numai apreciați. Orice ar face, trebuie să vedem partea bună. Lumea merge și vreau să știți că astea sunt lucruri care vin din lumea civilizată, lumea cultivată. Vreau să știți că Scriptura ne este dată și pentru a învăța să deosebim binele și răul. Multe din binecuvântările lui Dumnezeu păstrate pentru noi nu pot să vină asupra noastră pentru că nu judecăm drept. Zicea Domnul prin Iosua în capitolul 18, până când, mi se pare versetul 3, Iosua, capitolul 18, versetul 3. Iosua a zis copiilor lui Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri? Țara era a lor, doar că trebuiau să meargă să o ia în stăpânire. Dumnezeu ne-a binecuvântat, doar că binecuvântările acestea trebuie să mergem să le luăm în stăpânire. Și una dintre muncile noastre este munca cu propria noastră judecată. Zice apostolul și la un moment dat se plângea de biserica din Corint. Zice, nu este nimeni între voi capabil să judece? Știți că voi veți fi puși într-o zi, zicea el corintenilor, să judecați pe îngerii lui Dumnezeu? Și atunci și nu suntem noi capabili să judecăm lucruri de foarte mică însemnătate. Chestiuni banale, de conflicte ce au loc între noi. Iată să... că vorbim în această seară despre deosebirea dintre bine și rău. De unde să știu ce-i bine și ce-i rău? Care sunt factorii care mă determină să gândesc și să diferențez binele și răul în felul în care o fac? Ca să știu pe viitor de care factori trebuie să mă lipesc și de care să mă feresc, ca nu cumva să cad sub incidența cuvintelor din Isaia. Vai! De cei ce zic binelui rău. Și există în perioada aceasta și în toate vremurile atâta confuzie, încât cineva spunea că cea mai răspândită religie din lume este confuzianismul. Adică un amestec între bine și rău, acea zonă de gri în care nu mai știm, asta e bine, nu e bine, așa e bine, așa nu e bine. Zicea înțeleptul Elihu în Iov la un moment dat, mai bine este să judecăm între noi ce este drept. Să stăm și să vorbim și să judecăm, asta e bine sau nu e bine. Niciunde în Biblie nu este încurajată prostia. Nu Dumnezeu încurajează prostia.
Diavolul încurajează prostia. Dumnezeu nu s-a temut niciodată de adevăr. Diavolul se teme de adevăr. De aceea, în Scriptură veți găsi mereu sfaturi. Învățați, învățați-vă. Mergeți, proștilor, zice în Proverbe, și la înțelepți, și înțelepțiți-vă. Până când veți iubi prostia, fiii oamenilor? Și vor iubi fiii oamenilor neștiință. Căutați priceperea, dobândește știința. Cu tot ce ai, dobândește priceperea. Proverbe, capitolul 4. Mereu în Scriptură suntem îndemnați să cunoaștem, să învățăm să cunoaștem, să-L cunoaștem pe Domnul și să știm ce este bine și ce este rău. Iată ce spune în Isaia, capitolul 17. Capitolul 1, versetul 17. Învățați-vă să faceți bine, binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Asta doresc eu, zice Dumnezeu. Pe mine nu mă încântă adunările voastre de sărbătoare, nici posturile voastre, nici jertfele pe care le aduceți. Pe mine mă interesează cum gândiți. Ați învățat ce-i bine și ce-i rău? Și faceți ce-i bine și ce-i rău? Știți să deosebiți stânga de dreapta? Știți să deosebiți binele de rău? Când voi veni într-o zi să pun punct final acestei omeniri, pe voi vă voi așeza pe scaunul de domnie ca să judecați oamenii. Pe cine, Doamne? Pe noi care nu știm ce-i bine și ce-i rău? Cum vrem să ne binecuvinteze Dumnezeu? Și vreau să știți că multe din binecuvântările lui Dumnezeu, cum am zis, sunt ratate de copiii lui Dumnezeu, pentru că nu știu să judece drept. Știți că Israel a pierdut mult din cauza faptului că n-au mers să cucerească terenurile date de Dumnezeu în stăpânire. Care deci sunt factorii care mă influențează cel mai mult gândirea și care mă ajută să fac deosebirea dintre bine și rău? În primul rând e vorba de informațiile cu care îmi hrănesc rațiunea aceasta. Rațiunea mea nu este un corp care se dezvoltă singur, ci este ceva care se hrănește pentru a se dezvolta. E la fel ca și un calculator. El poate fi potențial un instrument care să conducă, de exemplu, avioane în zbor, dar ai nevoie să bagi programele respective pentru asta. Dar tot calculatorul acela, dacă bagi alte programe, poate să facă, eu știu ce, jocuri și prostii, să se ocupe cu lucruri slabe. Adică mintea noastră este foarte capabilă. Uitați-vă, de exemplu, la un copil. Când intră în lume, intră cu un bagaj limitat, poate cel mai redus de cunoștințe. Dintre toate ființele care se nasc pe pământul acesta, omul este cel mai puțin, parcă, dotat. Animalele de la dumneavoastră din ogradă, imediat după ce sunt fătate, încep să ridică și încep să umble. Va începe să-și caute hrana. Copilașul are nevoie de aproape un an de zile până ce începe să umble. Copilașul este capabil să dobândească comportamentul mediului în care trăiește. De exemplu, sunt copii care au fost crescuți de animale și după ani de zile se purtau exact ca și cu animalele. Am citit despre copii, de exemplu, un copil din Ucraina a fost abandonat de părinți într-o localitate de industrie, cu blocuri de pe vremurile comuniste, cum s-au distrus industria, oamenii au plecat la orașe, au rămas locuințele părăsite acolo și părinții aceștia și-au abandonat copilul într-o asemenea locuință. Și un câine, o turmă de câini vagabonzi au dat de el, au găsit mâncare în apartament, s-au împrietenit cu băiețelul de câteva luni de zile. Și pentru că ei au găsit mâncare în apartament, după aceea îi duceau ei, câinii îi duceau de mâncare acelui copilaș. Până că copilașul a început să crească, a început să umble în patru labe ca și câini, să-și caute de mâncare ca și căței, să latre ca și câini, să-și manifeste afecțiunea ca și câini, adică legând pe ceilalți. Și a fost descoperit după vreo 2 ani de zile de o asociație din Statele Unite și au încercat să-i le duce din nou. Copilașul acesta se comporta ca și un câine. Adică la noi există programul acesta, posibilitatea aceasta de a prelua programul care ne este înmânat. De exemplu, omul este capabil să învețe orice limbă de pe pământul acesta. Depinde de naționalitatea părinților unde se naște. Dacă ai mei s-au născut într-o familie de români, vorbesc românește. Dacă s-au născut într-o familie de englezi, vorbeau engleză. Ființa care se naște e capabil să vorbească orice limbă de pe pământul acesta.
este capabil de raționament extraordinar. Dacă îl învață cineva să facă asta, ele nu se nasc de la sine. De aceea să nu creadă cineva că de la sine știe ce este bine sau ce este rău. Mi-aduc aminte că odată aveam o carte, eram la școală, într-o pauză, și citeam o carte, cum să ne creștem copiii. Și o colegă zice, ce trebuie să te învețe cineva cum să-ți crești copiii. Să crești cum îți vine. Adică, ea credea că noi ne naștem cu capacitatea de a ști să creștem. Nu mai avem nevoie să învățăm. Ori toată Scriptura subliniază faptul că omul trebuie să învețe să fie om. Trebuie să învețe să facă deosebirea între bine și rău. Și primul care ne-a arătat că ce este bine și ce este rău e Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. El nu ne-a lăsat lipsiți pe pământul acesta. Ci de la început, zice Biblia, că a dat o lege în Israel, a pus o mărturie în Iacov. Și înainte de Sinai, Dumnezeu a învățat pe oameni ce este bine și ce este rău. De unde știa Iov că n-a încălcat poruncile lui Dumnezeu? Iov a trăit înainte de Sinai. Și la un moment dat, când se apără înaintea prietenilor săi, spune, n-am călcat niciuna din poruncile lui Dumnezeu. Care porunci? Dumnezeu le-a dat porunci oamenilor încă de la creație. De unde a știut Noe care animale sunt curate și care sunt necurate? Că distinția a fost făcută mult mai târziu. Se pare că Dumnezeu de la început a dat informații omului ce-i bine și ce-i rău. Pe ce bază a fost considerat Noe nepionit între oamenii din vremea lui? N-a călcat nicio poruncă din poruncile lui Dumnezeu. Păi care porunci? Înseamnă că Dumnezeu le-a dat porunci de la început. Dumnezeu l-a învățat de la început pe om ce este bine și ce este rău. Doar că oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și au amestecat binele și răul. Și trăim astăzi într-un fel de amestec de felul acesta. Și dacă vreți să fiți binecuvântați, dragii mei tineri, trebuie să știți că o condiție pentru binecuvântare este modul în care judecăm. Care lucruri, căror lucruri le spun rău și căror lucruri le spun bine. Pentru că cine le amestecă, pierde binecuvântările lui Dumnezeu. Și celor ce judecă drept, le merge bine și vine o mare binecuvântare de la Dumnezeu peste ei. Am să vă dau un exemplu în privința aceasta. În Genesa, în capitolul 25. E vorba de doi frați gemeni, Esau și Iacov, știți foarte bine că băieții aceștia au crescut mari, zice Biblia. Unul a pierdut binecuvântarea, dreptul de întâi născut și după aceea și binecuvântarea, celălalt a fost binecuvântat de tatăl său și binecuvântat de Dumnezeu. Până acolo încât Dumnezeu zice la un moment dat în Scriptură că pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Aș vrea să vă întreb, să vă provoc în seara aceasta, de ce credeți că Dumnezeu l-a urât pe Esau și l-a iubit pe Iacov? Biblia spune aici, în textul din Genesa 25, că Iacov era un tânăr care locuia mai mult în corturi. Versetul 27, băieții aceștia s-au făcut mari, s-au ajuns uvrător îndemânate cu un om care ieșea și petrecea vremea mai mult pe câmp. Rețineți, vremea și o petrecea mai mult pe câmp. În timp ce Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. După aceea, relatarea biblică ne spune despre cum Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, motiv pentru care, zice versetul 34, atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat, astfel și-a socotit Esau dreptul de întâi născut. Adică n-a pus preț pe dreptul acesta. Și Biblia din acest motiv îl numește în Evrei, în capitolul 12, curvar și lumesc. Că pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Dumnezeu a zis, ești lumesc. Ești un om stricat. Pentru că n-ai învățat să știi ce prețuiește în ochii mei și ce nu are valoare în ochii mei. Și pentru că a amestecat aceste lucruri, Biblia spune că pe Iacov l-a urât Dumnezeu, iar pe Esau l-a iubit. Acum am să vă spun ceva ce am înțeles și am observat din textele Sfintelor Scripturii. Soția a fost prima care mi-a atras atenția asupra acestui lucru și am să facem puțin matematică în seara aceasta. Vreau să vă aduc aminte că la nașterea lui Isaac, citim în
capitolul 21, versetul 5. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. La 100 de ani, când era bătrân Avram, s-a născut Isaac. Așa cum spunea apostolul, dintr-un om aproape mort și dintr-o femeie care nu mai putea să nască, Dumnezeu a ridicat o seminție în mare număr, așa încât să uimească generațiile următoare și mai ales să-și dovedească lui Avram credincioșia lui, și anume faptul că Dumnezeu, în ciuda tuturor împrejurărilor și posibilităților de ordin fizic, Dumnezeu poate să se ține de cuvânt. Nu vi se pare uimitor faptul că Dumnezeu a ales la originea poporului evreu trei femei sterpe? Sara, Rahela, Rebecca și Rahela erau sterpe. Sara n-a putut să aibă copii, Rebecca n-a putut să aibă copii, Rahela n-a putut să aibă prunci. Dar Dumnezeu s-a folosit de aceste femei, dând copii acestor femei, în ciuda legilor naturii, ca să-și dovedească puterea de a se ține de cuvânt. Avram, ți-am făcut o făgăduință și m-am jurat pe mine însumi. Și ca să-ți dovedesc că mă pot ține de cuvânt, te țin până la 100 de ani, când nu se mai crede că poți să ai prunci. Și când Sara e bătrână și de acolo, dintr-o femeie stearpă și bătrână și dintr-un moș, scot o seminție în mare număr, cum este poporul Israel, cum zice Biblia, castele cerului care nu pot fi numărate, la 100 de ani. Bun. Capitolul 25. Versetul 26. E vorba despre nașterea celor doi gemeni, Esau și Iacov. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Isaac avea 60 de ani când s-a născut Esau și Iacov. Câți ani avea Avram? De-aia am zis că facem un pic de matematică. 160 de ani, e matematică. Vedeți că matematică folosește și în Biblie. Dacă la 100 de ani s-a născut Isaac, când Avram avea 100 de ani s-a născut Isaac, înseamnă că dacă Isaac avea 60 de ani, Avram avea 160 de ani. Și acum citiți versetul 7 din același capitol. Iată zilele anor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Câți ani a mai trăit Avram după ce s-a născut Esau și Iacov? 15 ani. Acum înțeleg de ce lui Iacov îi plăcea să stea acasă în corturi. Acum înțeleg de ce lui Esau îi plăcea să-și petreacă vremea mai mult pe câmp. Dumnezeu le-a dat harul celor doi băieți să-l prindă 15 ani în viață pe moșul, pe bătrânul Avram, pe bunicul lor, pe cel pe care Dumnezeu l-a chemat și cu care a inițiat poporul credincioșilor, tatăl tuturor credincioșilor, pe Avram. Iacov era băiatul care zicea: vreau să mai stau pe lângă Avram, să-l mai aud pe moșul ăsta, să mai spună povestiri din viața lui, să mai îmi povestească cum s-a născut Isaac din făgăduință, cum l-a dus ca ardere de tot pe Moria, cum i-a vorbit Dumnezeu, cum pe drum s-a frământat, cum pe munte a apărut un berbec și glasul lui Dumnezeu l-a oprit să-l omoare pe Isaac. Să-i mărturisească experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu, bărbatul acesta al credinței, cum a mers din loc în loc, trăind în corturi, cum i-a lăsat mai târziu poruncă lui Isaac și Iacov să trăiască în corturi, ca să arate tuturor moștenitorilor făgăduinței că ei sunt în căutarea unei patrie viitoare. Este cineva aici care are sub 15 ani? Vreau să știți, dragii mei, băieți și fete, că primii 15 ani de viață nu sunt de neglijat, ci dimpotrivă, din punctul lui Dumnezeu de vedere și al textelor de aici și al învățătorului din Scriptură, sunt perioada elementară a vieții, perioada în care ci se cimentează caracterul, în care primești informațiile, ești un fel de burete care absorbi informațiile din mediu. Mă aduc aminte că vorbeam la un moment dat cu un frate și îmi zicea: ai grijă că până pe la vârsta de vreo 30 de ani te mai poți schimba, dar cum te prinde vârsta asta, așa te cimentează de acum viața. Ai grijă la doctrinile pe care le absorbi, la învățăturile pe care le culegi, pentru că la 40, la 50 de ani greu mai schimbi un om.
Îți trebuie caruri de învățătură, cum zice cineva, să mai poți schimba o percepție. La vârsta aceasta de 13, 10, 12 ani, a citit o frază și o crede. Și imediat își schimbă mentalitatea și gândirea și toată viziunea lui se colorează. Cineva spunea că Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, avea 17 ani când l-a chemat Iisus ca ucenic. 17 ani. Un băiat. Câți dintre noi dăm importanță unor băieți de 15 ani, de 12 ani? Domnul Iisus la 12 ani era în templu și punea întrebări rabinilor și îi punea în uimire cu întrebările pe care le punea. Pentru că există și un secret al întrebărilor. Nu proștii întreabă. Proștii nu întreabă, că proștii nu știu nu se întrebe. Ci înțelepții întreabă. Și modul în care este formulată o întrebare dovedește înțelepciunea celuia care o pune. Și modul în care îi întreba Domnul Iisus Hristos pe rabin îi punea în uimire. Dar de unde știi asta azi? Ca să pui o întrebare înseamnă că știi multe. Că întrebările se nasc atunci când cunoști. Când nu cunoști nimic, n-ai nici întrebări. Când începi să cunoști și copiii, mai ales în perioada copilăriei, începi să pună întrebări, pentru că ei încep să absorbe informații din lumea din prejur și încep să-și pună întrebări. Când nu mai înveți, nu-ți mai pun nici întrebări. Dacă nu aveți întrebări, înseamnă că nu mai învățați. În momentul în care începi să înveți, începi să-ți pui întrebări și se nasc tot felul de întrebări. Și Biblia îl numește pe Iacov duhovnicesc. Cred și din această pricină. Pentru că lui Iacov îi plăcea în corturi. Credeți că Esau nu l-a provocat niciodată pe Iacov? Hai cu noi! Ce mergi la biserică, la studiu biblic? Ce vrei să înveți de la bătrânii și din cartea aia veche de 2000 de ani? Tu știi ce provocatoare este lumea, societatea aia la noi cu noi, la discotecă, la internet, atâtea posibilități care provoacă mintea tinerilor și care aduc atâtea informații, atâtea mijloace de a-ți petrece timpul într-un mod atât de plăcut. Nu-i de mirare că Dumnezeu spune în Isaia că în perioada aceasta a sfârșitului pe care noi o așteptăm, chiar zilele trecute, un prieten de-al meu îl sunase pe un frate cu multă experiență, un frate în vârstă. Și un om care a iubit Scriptura și spunea acestui băiat, băiete, nu vă lăsați de Biblie, țineți-vă tare strâns de Biblie, că se anunță vânturi puternice, vânturi care vor smulge copaci puternici din rădăcină. Se ridică la orizont nori întunecoși. Și uitați ce spune în Isaia, în capitolul 2, de la versetul 12. Este o zi a Domnului oștilor, împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici al Libanului, și împotriva tuturor ștejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți, și împotriva tuturor dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte, și împotriva tuturor zidurilor întărite, împotriva tuturor corăbilor din Tarsis, adică tuturor comerțului acestuia atât de dezvoltat în vremea aceasta, împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Trăim o vreme în care omul este orbit după plăcut și după frumos. Suntem orbiți de reclame, peste tot se fac reclame, ca oamenii să-și dorească tot mai mult lucruri cât mai frumoase, care să încânte privirile. Ca să nu mai spunem, să încânte și simțurile, se nasc tot felul de substanțe care să provoace plăcere omului. O societate hedonistă care se închină plăcerii. Pentru toate acestea, zice Biblia, că există o zi a Domnului în care le va pune capăt. Oamenii vor intra, versetul 19, în peștele stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula, atenție, cu ce scop se va scula Dumnezeu? Se va scula Dumnezeu să îngrozească pământul. Și da, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu chiar e capabil să ne îngrozească. Numai un tunet dacă lasă Dumnezeu și se tem oameni, numai un cutremur și tremur oameni de frică, numai un an de secetă și ne e frică că murim de foame, dar când se va scula Dumnezeu cu scopul ăsta să înspăimânte pe locuitorii pământului, când va băga Dumnezeu groază în omenire. Ce bine este în vremea asta să înveți, să învățăm de la patriarhul acesta, de la Iacov, omul care a ales să stea pe lângă Avram. Este prima observație pe care vreau să o fac în seara aceasta.
Ceea ce determină foarte mult modul meu de gândire și ceea ce l-a determinat pe Iacov să prețuiască dreptul de întâi născut a fost momentele acestea în care a vorbit cu Avram și Avram i-a spus, Iacov, tu ești purtătorul seminției binecuvântării. Noi suntem o seminție binecuvântată, aleasă din mijlocul acestor neamuri. Dumnezeu ne-a ales pe noi, ca prin noi Dumnezeu să binecuvânteze toate semințiile pământului. Tu ești moștenitor al acestor binecuvântări. Tu știi ce important este asta? Deci Biblia că Iacov l-a adus cu bucurie că Avram l-a adus cu bucurie ca jertfă pe Isaac, pentru că știa că este binecuvântat de Dumnezeu și că Dumnezeu are putere să-l învieze din morți înapoi și că a înviat din morți l-a primit înapoi. Toate aceste stări de vorbă dintre Avram și Iacov au născut în inima lui Iacov credință. I-au modelat modul de gândire, modul în care raționa și judeca în evenimentele și în alegerile din viață. Lucruri de care Esau a fost privat și pe care Esau le-a pierdut. Și când a fost pus să aleagă între dreptul de întâi născut și ciorba de linte, a zis, la ce îmi folosește mie dreptul de întâi născut? Sunt pe moarte. Pe mine dăm să mănânc astăzi, că mi-e foame. Și din această pricină, datorită acestei raționări, Dumnezeu l-a lepădat pe Esau. Știți că mai pe urmă, când a vrut să schimbe binecuvântarea, n-a mai fost primit? Măcar că o cerea cu lacrimi? Există un timp în care se cimentează gândirea și în care alegem pe baza acestei gândiri. Și n-a putut să mai schimbe binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că și-a permis să rateze 15 ani din viață. Poate că în primii ani, când n-a putut să meargă la vânătoare, a fi stat pe lângă Avram. Dar cred că nu suporta prezența lui ăsta. De aceea Biblia spune că petrecea mai mult timp la vânătoare. Dacă aveți un Avram prin biserică sau prin casă, vă place să stați de vorbă cu el? Vă place să învățați credința de la ei? Dragii mei tineri, vreau să înțelegeți că foarte important pentru rațiunea și gândirea noastră este locul de unde ne absorbim informațiile, mediul în care trăim. Zicea Pavel lui Timotei, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. De ce din pruncie? Pentru că ai avut o mamă și o bunică în care s-a sălășluit credința și sunt încredințat că și în tine. Ai avut o bunică care ți-a povestit din Biblie. Ai avut o mamă care ți-a vorbit din Biblie. Chiar dacă tatăl tău a fost grec, că tatăl lui Timotei a fost grec, tu ai beneficiat de harul acesta, de a ajunge în informații, de a ajunge în posesia informațiilor din Scriptura, adevărului biblic. Nu disprețuiți, iubiți tineri, nici o seară de părtășie cu adevărul și cu Sfintele Scripturi. Pentru că în momentele acestea, nouă ni se creează, dacă vreți, liniile pe care vom judeca mai târziu în viață. Aici la adunare, aici în Scriptură, învăț ce-i bine și ce-i rău. Câți dintre voi, dragi tineri, aveți obiceiul să citiți din Scriptură? Să învățați versete din Biblie, pe de rost. Eu am avut momente în viață în care am fost pus în situații să fac o alegere urgentă. Și mi s-a întâmplat de câteva ori. În timp ce judecam și mă gândeam ce să aleg, asta sau cealaltă, dintr-o dată un verset din Biblie să-mi apară în memorie așa, să-mi vină ca șoptit, cum zice în Isaia, glasul tău va auzi înapoi a ta, urechile tale vor auzi înapoi a ta glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți vrea să vă abateți la stânga sau la dreapta. Dumnezeu, Duhul Sfânt vă aduce aminte, ce să-ți aducă aminte? Dar dacă le-ai învățat aceste lucruri, o să vezi cum aceste lucruri te vor călăuzi în viață și vei vedea mai târziu că ai făcut cel mai bine dacă ai procedat așa. Este primul lucru pe asupra căruia am insistat, mediul. Nu mă refer la faptul că trebuie să ne izolăm, să ieșim din societatea aceasta. Ar trebui să ieșim din lume, vorba lui Pavel. Creștinii trebuie să fie prietenoși, trebuie să fiți deschiși, să vorbiți cu oamenii, să vorbiți cu colegii de la școală. Nu spun că trebuie să ne închidem în noi înșine. Dar trebuie să preferi mediul sfânt și să respingi mediul păcătos. Când s-a terminat orarea de școală, tu nu mergi cu ei la distracții, tu mergi acasă. Mergi la casa de rugăciune. Dacă vrei să vină cu tine, să vină ei, dar tu nu mergi cu ei.
Când s-a terminat serviciul, tu nu mergi cu ei să mai petreci la un par de vorbă, ci tu mergi la adunare, mergi să citești ceva din Scriptură. Când ești împreună cu ei, în mediul lor, poți să vorbești, ești deschis. Nu se cere niciunde tu să te retragi, ci trebuie să fim deschiși societății noastre. Dar trebuie să știm atunci când avem autoritatea asupra unui timp liber, să se vadă clar ce ne dorim, unde ne place să ne petrecem timpul. Nu vorbesc de timpul pe care, asupra căruia nu avem autoritate. Trebuie să mergem la lucru, trebuie să mergem la școală. Ci vorbesc de timpul pe care îl petreci după ce vii de la școală, după ce vii de la servici, drumul pe care ce faci pe drum. Poți să cânți, cum predicam ultima oară la dumneavoastră. Poți să lași versete din Scriptură să-ți vorbească în timp ce călătorești. Pentru ca astfel rațiunea noastră să fie învățată să meargă pe căile pe care le zice Dumnezeu. Pentru că celor ce judecă drept le merge bine și vine o mare binecuvântare asupra lor. Un alt aspect, un alt lucru care cred că influențează foarte mult rațiunea și judecățile noastre. După ce am spus că e vorba de informațiile noastre pe care le culegem și din mediul în care trăim și din sursele, fie ele audio, vizuale sau vizuale pe care le urmărim. Fie că e vorba aici de timpul pe care îl petești la internet și ce vezi acolo, timpul în care citești și oamenii de la care auzi diferite vorbe, toate acestea te influențează, n-ai cum să rămâi neutru. Suntem diferiți unii de alții, dar să știți, uitați-vă în istorie, luați un om din secolul trecut, știți că judeca totalmente diferit de unul de astăzi? De ce? Avea alte informații. Trăia într-un alt fel de mediu. Mediu și informațiile pe care le absoarbe mintea mea mă fac să judec într-un fel sau în altul. Și asupra acestui mediu am eu autoritate. În al doilea rând, citim din Psalmul 119, versetul 130. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. V-ați gândit vreodată că rațiunea asta e strâns legată și dependentă de caracterul care se cioplește, care se toarnă în tine? Eu am crezut foarte mult că înțelepciunea și priceperea depinde de cât de mult o să citesc și de cât de multă școală faci. Și depinde și de asta. Dar vreau să vă spun din textul acesta și am să vă mai aduc încă câteva argumente din Scriptură în privința aceasta, că rațiunea noastră și modul în care judecăm depinde foarte mult de caracterul tău. Uitați-vă ce spune Proverbe 3, versetul 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât și scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel, adică în acest mod, vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Știi că sănătatea minții tale, a raționamentelor tale, depinde de contractul acesta dintre tine și bunătatea. Am făcut un legământ cu bunătatea să-mi o leg la piept, să-mi o schiu pe tăblița inimii, să-mi o leg la degete, să o văd tot timpul când lucrez, că mâinile le vedem tot timpul, ne sunt în față. Și ne așezăm pe piept ca să o vadă și cei din jurul nostru. Oricine ne întâlnește să știe, asta e un om bun. Zicea Domnul, te laud, Tată al cerului și al pământului, că ți-ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, te lauzi că așa ai găsit tu cu cale. Cum, Doamne? Dar ăștia erau rabini înțelepți, oameni care erau atenți și cunoșteau Tora pe de rost și erau atenți la fiecare iotă. Și tu ascunzi adevărul de cei înțelepți și pricepuți? Da. Că nu informația este prima care mă ajută să fac deosebirea dintre bine și rău, ci atitudinea inimii mele. Le-am descoperit pruncilor, acelora de la care ne învață Scriptura să învățăm să fim răi ca și ei. La răutate să fim ca și ei.
Adică ei n-au o răutate rațională. E o răutate instinctivă. Dacă cineva îi supără, sunt răi, mi-a după aceea sunt buni. Noi ne judecăm răutatea. Am făcut asta, l-a scos să-l prind eu. Și mă gândesc când am ocazia, cum pot să-i întorc rău, să-l fac să sufere. Asta deja este o răutate rațională, gândită. Ceea ce nu întâlniți la copii. Copiii nu se gândesc să fie răi. Copiii sunt răi dacă au o răutate, cum am spus, de instinct. De reacție instinctivă. Dar imediat iartă, trec, se împacă și se comportă mai departe ca niște prieteni. Și în privința aceasta, Biblia ne spune să fim la răutate ca și copiii. De aceea a zis Domnul, lor le-au fost descoperite aceste lucruri. Pentru că lipsa răutății este o condiție pentru înțelegere. Vă citesc încă un argument din Daniel, capitolul 12, ultimul capitol al cărții lui Daniel. Știți că în cartea lui Daniel sunt acele profeții atât de greu de înțeles. Daniel, cât era el de înțelept și priceput și înțelept, mai înțelept decât toți înțelepții din Babilon, și învățase limba haldean și scrierile lor. Și totuși zicea, n-am priceput lucrurile astea. Și zice în versetul 10 din capitolul 12, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Vreau să înțelegem în seara aceasta că dacă ne permitem să fim răi, nu facem altceva decât să lăsăm un fel de oblon peste lumina care ne mai pătrunde în inimă. Dacă comportamentele mele nu sunt confruntate de cuvintele din Scriptură și dacă eu nu caut cu tot din adinsul după fiecare slujbă să mă purific, să mă schimb, nu fac altceva decât să-mi întunec orizontul și mintea. Așa încât Pavel se întreabă la un moment dat și cu durere le spune corintenilor, voi vă adunați să vă faceți mai răi? Pentru că dacă eu nu sunt sincer cu mine însumi în lupta împotriva răutății, că noi, zice Apostolul Pavel, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci atunci când ne-am angajat în poporul lui Dumnezeu, am declarat război, noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Noi luptăm împotriva răutății. Când nu confrunt răutatea din mine și nu lupt împotriva răutății, sub orice formă se apropie de sufletul meu, eu nu fac altceva decât să-mi închid mintea spre adevărul lui Dumnezeu. Și atunci nu-i de mirare că fac confuzie între bine și rău. Pot să am doctorate, pot să fiu rabin, pot să fiu învățat, pot să am ani. Ce bătrâni erau sfătuitorii și prietenii lui Iov. La sfârșit a venit Elihu și a zis, am găsit că într-un om nu ani duc înțelepciunea, ci Duhul celui preanalt. De aceea el n-a vorbit lându-le prioritate bătrânilor. Și știți că la sfârșit Dumnezeu îi condamnă pe bătrânii care au vorbit, ziceau ei, cu înțelepciune. Dar nu-l condamnă pe Elihu. Pentru că, dragii mei, nu de vârstă contează, nici măcar de informație sau de studii, de capacitatea intelectuală, ci adevărurile mântuitoare, diferența dintre bine și rău, depinde de măsura în care lăs ca adevărul acesta să-mi schimbe caracterul. Dacă eu nu mă fac mai bun după o slujbă de la adunare, dacă eu mă împotrivesc acestei lucrări a Duhului Sfânt, cum predicam la Paște aici, că Duhul Sfânt îmi vorbește, mă sfătuiește, mă îndeamnă, dacă eu mă împotrivesc, nu fac altceva decât să-mi închid mintea și rațiunea în fața diferenței dintre bine și rău. Așa s-au rătăcit oamenii, așa s-au pierdut, au căzut viteji în istorie, teologi au ajuns să numească binele rău și răul bine. Spunea C.S. Lewis, acel apologet al creștinismului din secolul trecut, irlandez de origine, ce a fost profesor la Oxford, spunea la un moment dat că dacă vrei să studiezi un obiect, poți să o faci foarte ușor. Îl pui pe cântar, îi stabilești greutatea, îi poți măsura volumul scufuns într-un vas cu apă și vezi că se ridică apa ca să-i studiezi volumul. Îi poți studia densitatea. Îi poți studia și vârsta acum cu testul cu carbon sau alte teste. Poți să știi culoarea și așa mai departe. Poți să faci.
poți să studiezi cu microscopul. Dacă vrei să studiezi un animal, trebuie să te împrietenești cu el. Că altfel fuge de tine. Și după ce te împrietenești, începi să-l cunoști. Dar dacă vrei să-l cunoști pe Dumnezeu, nu poți decât dacă îți permite Dumnezeu. Asta era observația pe care o face. Dacă Dumnezeu nu-ți permite, zice Apostolul Pavel că noi bâșbâim, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi. Stingeți lumile aici și mai legați și pe oameni la ochi și nu mai mă prinde niciunul dintre voi. Într-o astfel de lume trăim, dragii mei, e întuneric besnă și oamenii sunt și legați la ochi. Nu poți să-L găsești pe Dumnezeu decât dacă stai El calea, dacă îți iasă El întâmpinare, dacă îți permite Dumnezeu, cu alte cuvinte. Ori unul dintre criteriile pe care Dumnezeu le are atunci când vrea să se descopere unui om este să-i studieze inima. Zicea Domnul lui Samuel, nu te uita la înălțimea statorii lui, l-am lepădat. Eu mă uit acolo unde văd doar eu, la inimă. Și știți că a recunoscut mai târziu Samuel ce a văzut Dumnezeu în David când era încă un copil, zicea Saul. Mai târziu lui David, tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine. Dacă Dumnezeu găsește, zice în psalm la un moment dat, că Dumnezeu își aruncă privirea de la înălțimea cerului să caute dacă este vreun om care să facă binele. Și nu găsește niciunul. Se vrea să vadă dacă există oameni buni. Caracterul, rețineți în al doilea rând, este cel care îmi determină modul în care îl judec și raționez. Am mai spus-o de mai multe ori și tinerilor de la noi de la biserică. Să știți că teologia, caracterul unui om îi va dicta teologia. Dacă omul acela trăiește neprionirea, va da o învățătură curată. Dacă nu, poate să aibă studiu, poate să scoată tot felul de... Intră în greacă de când auzi unii predici de felul acesta. Pentru că aminte că eram la un moment dat în Irlanda și... Mi-a pus cineva o predică a unui frate din ăsta, avea și doctorat și mergea pe textul din greacă și nu știu ce. Mare să, ați auzit și la Ioan capitolul 21 când Domnul îi spune lui Petru, mă iubești, că i-ar spune, îl întreabă Agape și el cu fileo îi răspunde. Și a zis, măi frate, Domnul Iisus Hristos în ce limba a vorbit? În greacă sau în ebraică? Distinția asta a făcut-o scriitorul Noului Testament între Fileo și Agape. Domnul i-a vorbit în limba lui. Se leagă de tot felul de diferențe din astea și nu observă adevărul din spatele cuvintelor lui Dumnezeu. E o adevărată nebunie în privința aceasta. Pentru că dacă Dumnezeu nu-ți permite să te mai apropii de El, nu-L mai poți găsi pe Dumnezeu. De aceea, rețineți al doilea lucru. Dumnezeu vede cu ce fac cu informația pe care o am. Mă leg de ea. Fac din ea un obiect care lăs să modeleze trăirea, stilul meu de viață. Să fac cu ea doar o informație cu care ne lăudăm. Suntem pocăiți și ne lăudăm la alții. Sau mă schimb, a fost la adunare. Eu sunt pocăit, nu sunt ca tine, te-ai rămas acasă. Bun, dar arată-mi, s-a schimbat ceva în bine în viața ta dacă ai fost la adunare. Eu citesc din Sfintele Scripturii, eu dau zeciuială, eu postesc. Bun, arată-mi, s-a schimbat ceva în tine, în inima ta, în urma asta, sau ai devenit mai rău? În al treilea rând, citim în Osea, capitolul, suntem aici la Daniel, mai dați o pagină, Osea, capitolul 4, versetul 11. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Adică faptele pe care noi le facem ne vor determina să gândim într-un anumit fel. Știi că nu poți să judeci drept dacă nu trăiești drept? Dacă vrei cu adevărat să poți să faci distinția între bine și rău, fă binele înainte și o să vezi cum ți se luminează și gândirea. Iar dacă faci răul, să știi că împreună cu răul ți se întunecă și mintea și nu o să mai faci deosebire data viitoare nici atât cât ai făcut înainte. Și pe măsură ce înaintezi în fapte rele, ți se tot întunecă mintea. Zice Apostolul în Efeseni, în capitolul
capitolul 4, că mintea lor fără pricepere s-a întunecat, în Romani, capitolul 1 asta, și în Efeseni, în capitolul 4, zice, versetul 17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Știi că orice păcat pe care îți permiți să-l faci, orice încălcare a legii lui Dumnezeu, nu face altceva decât să-ți întunece mintea și te face mai confuz și tot mai greu deosebești binele și răul, încât la un moment dat, cum ți-am spus de la început, ne mirăm că în rândul, în scursul istoriei și al secolelor care au trecut, oamenii au fost capabili să numească fapte oribile, să numească bine și să lupte pentru asta. Și mai amintesc ceva, nu vreau nici să vă prea obosesc, mă întreba băiatul cel mare când am ajuns, iar am venit la biserica asta, nu știa unde merge. Calcă rară casa aproape lui tău, zice Solomonul Proverbe, ca să nu se sature de tine și să te urască după aceea. Oamenii au capacități limitate, știi? Fiecare are un spațiu lăuntric, așa încât la un moment dat Pavel este silit în Corinteni să spună, lărgiți-vă și voi, ați ajuns așa de îngust, voi sunteți la loc larg în inima noastră, numai noi în inima voastră suntem la strâmtorare, suntem înghesuiți în inima voastră, lărgiți-vă odată și voi. Ce spațiu îngust trebuie să aveți, zice Apostolul Pavel Corinteni, încât nici pe noi nu mai înghițiți. Noi care suntem părinții voștri și care v-am dat fără plată Evanghelia, zice el acolo, și m-am arătat pentru voi ca un tată care își crește copiii, am ajuns în inima voastră pe viață și pe moarte. Ce îngust ați ajuns în spațiul lăuntric. Am o meditație, eu am scris-o pe o hârtie, pe peretele casei, să o vadă și copiii, să o citesc mereu, să o știu și eu. Adevărata bogăție, nici adevărata sărăție nu sunt în casele oamenilor. Nu-i bogat acela care are multe camere, spațiu imens, o casă cu materiale bune, și nu-i sărac acela care are un bordei din pământ și poate o singură cameră. Nici adevărata sărăție, nici adevărata bogăție nu sunt în casele oamenilor, ci sunt în sufletele lor. Aia e bogăția sau aia e sărăcia care o ai în inima ta. Și spunea un mare gânditor creștin că față de spațiul exterior care se micșorează pe măsură ce locuiesc mai mult, cu cât vin copiii în casă, tot mai mic este spațiul. Când eram numai eu cu soția, ne ajungea spațiul. Când au început să vină copiii, am ajuns tot mai înghesuit. Nu mai este loc nici în dulapuri, de haine, nici de pătuță în cameră. Chiar mi-am amintesc de un frate care spunea o experiență a unei familii care așteptau un copilaș. Și sora se tot gândea, oare unde o să punem pătuțul noului născut? Și într-o noapte a avut un vis în care un înger a intrat în cameră, am făcut măsurător și a zis, uite, aici este loc pentru pătuț. Și cealaltă zi împreună cu fratele s-au făcut măsurător și au încercat să pună pătuțul oriunde altundeva, unde, numai unde a zis îngerul. Nu se potrivea niciunde, numai acolo mai avea loc. Și mai ziceam și o soție, acum că este însărcinată, să așteptăm și noi un înger să vină să ne spună unde să punem următorul pătuț. Spațiul exterior devine cu atât mai neîncăpător cu cât locuiesc mai mulți. Spațiul interior se dilată, se mărește și devine cu atât mai larg cu cât locuiesc mai mulți. Cel mai mare spațiu sufletesc e acela în care locuiesc cât mai mulți oameni. Și aici este singurul loc în care poți să te îmbogățești fără să, poți să te lărgești fără să sărăcești deloc. Vedeți, în general, când împarți copiii, când a fost unul mâncat ciocolata singur, când a venit doi, am împărțit-o în doi, a venit următorul împart în patru, 5, 6, 7, cât sunt în fiecare familie. Și primește fiecare tot mai puțin. În privința relației cu oamenii, poți să împarți spațiul cu celălalt fără să sărăcești deloc. Atunci când oferi dragoste unui om, când îl primești în sufletul tău, tu îl îmbogățești pe el, dar tu nu sărăcești cu nimic. Este un mod în care te poți cu adevărat îmbogăți, cum zice Solomon, că cine strânge, cine adună și economisește prea mult, nu face decât să se sărăcească, dar cine împarte cu mână largă ajunge mai bogat. Lărgiți-vă, zice Apostolul Pavel, și voi. Dumnezeu să ne ajute să ne lărgim sufletește, să încapă cât mai mulți, așa cum și în inima lui Dumnezeu încap toți oamenii și are grijă în bunătatea lui de toți oamenii. Vă spuneam că vreau să amintesc și un ultimul lucru, un al patrulea lucru care influențează foarte mult capacitatea noastră de înțelegere. E una să vezi ceva
Eu mă uit acum la dumneavoastră și vă văd. E alta să observi. Mă întreabă soția câți au fost la biserică. Așa, nu v-am numărat, nu știu. A fost cu tare. Nu știu. Eu vă văd, dar nu v-am observat. Ce bluză a avut fratele cu tare? Nu știu. Surorile observă mai ușor, poate, culorile și astea. Deci e una să vezi și alta e să observi. Și după ce ai observat, e alta să înțelegi ce ai observat. Vedem mult, observăm mai puțin decât vedem. Și percepem mult mai puțin decât observăm. Le desenez copilașilor un triunghi și îl împart cu niște linii și le spun câte triunghiuri văd. Și încep să numere, pa. Și după aia când le număr și văd că-s dublu, dar nu le-am observat. Au văzut, dar nu au observat. Și după ce au observat, n-au priceput. Puțin din cei care observă, că sunt mai multe, pot să priceapă ce fel de triunghiuri sunt și așa mai departe. Am dat puțin în matematică, iertați-mă. Dar, la fel, se întâmplă și cu capacitatea noastră de înțelegere. Avem multe informații. Dintre ele, puține cu adevărat le înțelegem. Și astea determină însă foarte mult alegerile noastre. Alegeri care pot să ne ducă în posesia binecuvântării sau să o pierde. Am să vă citesc din Faptele Apostolilor din capitolul 10. E vorba de momentul în care lui Petru îi se arată o vedenie. Capitolul 10, versetul 9 zice că Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul a șaselea. Pe când se ruga, a văzut, coborându-se din cer, o față de masă pe care erau tot felul de târătoare, de dobitoace, necurate, cu patru picioare, versetul 12, târătoare de pe pământ și păsări de ale cerului. Și un glas a zis: Petre, scoală-te și taie și mănâncă. Și l-a zis: cum să mănânc? N-am mâncat în viața mea ceva spurcat. Și glasul i-a zis: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? Și cererea aceasta de a se scula și a se mânca i s-a repetat de 3 ori. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Petru nu știa ce să creadă. Ce sens aibă cuvintele astea? Ce să înțeleg din vedenia asta? Și zice Biblia că pe când Petru nu știa ce să creadă, au venit trimișii lui Corneliu, versetul 17, oamenii aceștia lui Corneliu, întrebând de casa lui Simon, s-au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis Petru, găjduiește acolo. Și dintr-o dată, lui Petru i s-a clarificat. Aha, târătoarele și dobitoacele astea sunt neamurile. Dumnezeu îmi spune să le provădești și lor Evanghelia. Și a mers cu ei, zice Biblia. Împotriva tuturor obiceiurilor sale, și el era un evreu care ținea la neamul său. Și știți că mai pe urmă a fost luat la rost? Tu ai mers și ai mâncat în casa unui netăiat împrejur? Și l-a zis: dar cum, dacă Dumnezeu a curățit, cum să numesc eu spurcat? Și dacă Dumnezeu l-a dat Duhul Sfânt ca și noi, cum să nu-i botez și pe ei? Și a înțeles dintr-o dată ce a comunicat Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a mers să se roage. Vă citesc din Daniel, capitolul 9. De la versetul 21 citim, din capitolul 9. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum ca să-ți luminez mintea. De ce? Pentru că te-ai rugat. E nevoie cineva să vină să-mi deschidă mintea. Știți, s-a citit probabil textul din Luca, capitolul 24, de cei 12 drum spre Emaus, că le-a deschis Dumnezeu scripturile pe drum, că le-a deschis ochii să-L recunoască, dar mai târziu, zice, când erau adunați împreună cu ucenicii, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Aveți grijă, dragi tineri, cum vreți să vi se deschidă mintea? Așa, să vă deschidă Dumnezeu? Sau căutați, știți că și Eva a căutat să-i se deschidă mintea, că a văzut că pomul din grădină era de dorit să-i deschidă cuiva mintea. Există și alte moduri în care oamenii își deschid mintea, dar rețineți, vă rog, acest mod. În rugăciune, în timp în care stau împărtășie cu Dumnezeu, este un loc în care Dumnezeu are acces la mintea mea. Îi deschid lui Dumnezeu șansa să-mi aprindă o lumină în minte.
Am venit, Daniele, să-ți luminezi mintea. Ia, uitați-vă ce spune în capitolul 10 și mai, și mai concludent. Versetul 12. Citește și 11. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Mi-a subliniat și mi-am încercuit acest cuvânt, tocmai din pricina cuvintelor tale. Adică dacă n-ar fi fost cuvintele tale în rugăciune, nu ți-aș fi deschis mintea. Dumnezeu nu m-ar fi trimis să-ți luminezi mintea și inima. Știți că multe informații și lucruri nu le înțelegem și nu știm ce trebuie să facem pentru că nu ne rugăm. Dacă ne-am rugat, dacă am stat împărtășit cu Dumnezeu, din pricina cuvintelor noastre, Dumnezeu ar trimite un înger să ne lumineze mintea. Dacă vreți așadar, recapitulând, să facem o deosebire clară între bine și rău, deosebire în urma căruia va veni binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, trebuie să am grijă asupra mediului în care îmi petrec timpul, de unde îmi culeg informațiile. Trebuie să am grijă asupra caracterului meu. Nu-mi pot permite să fiu rău. Nu-mi pot permite nici să păcătuiesc, pentru că păcatele pot să-mi întunece mintea și orice încălcare a poruncii lui Dumnezeu nu face altceva decât să mă îndepărteze de lumină și să facă ca raza de lumină să pătrundă tot mai greu spre mine. Și în ultimul rând, și poate că este primul, nu uitați că mintea noastră se dezvoltă cel mai bine și mai sănătos în prezența lui Dumnezeu. Și dacă vreți ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, să vedem clar și să înțelegem bine care e voia lui Dumnezeu, trebuie să avem timpuri de discuție cu Tatăl. Mi-a zis Domnul, du-te în cămăruță, acolo stai de vorbă cu Dumnezeu. Și Tatăl meu care vede din ascuns îți va răsplăti. Una dintre răsplățile pe care le dă Dumnezeu dacă stăm în rugăciune este tocmai această luminare a minții. Din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Repet versetele de la care am început. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoare și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.